vrăjmașul își bate joc de el și nu are relație personală cu Domnul și nu slujește. Dar Dumnezeu nu este ca omul. Slăviți-i pe numele Lui, de aceea trebuie să fim foarte conștient. Și ceea ce ne-a făcut Domnul, de aceea, fraților, să fim foarte conștienți. Că dacă cerem de la Domnul un lucru, chiar am auzit acum la emisiunea asta, la Alfa și Omega și cât o pot programul ăsta, am văzut niște minunății foarte mari și m-am închinat și eu și m-am rugat cu frații ăia. E același frate minunat de la Oradia și frații fac o lucrare extraordinar. O plecat de la Bihor, dintr-o comună, o plecat la Arad și vestesc Evanghelia și Cuvântul lui Dumnezeu și merg mii și sute de oameni și să fac semne și minuni și s-au rugat pentru ei. Și și eu am nevoie de Domnul pentru că și pe mine mă supără un picior și am zis că fratele Cornea și cu ăștia frați să vor ruga pentru noi dacă Domnul va hotărâi seara aceasta, crede! Dar așa au menționat și frații și au spus fraților că trebuie să credem și rugăm pe Domnul să ne mărească credința ca să putem crede că El ne poate vindeca. Domnul să ne binecuvânteze. Ne ridicăm pe picioare.